Bună seara, sunt Dorin Galben și bine v-am regăsit la Freedom. Astăzi discutăm cu președintele Consiliului de Administrație a Moldovagaz, domnul Vadim Ceban. Domnule Ceban, bună seara și bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Sunt atât de multe întrebări, pentru că în ultima perioadă se discută foarte mult despre scumpiri, inclusiv vedem că urmează noi scumpiri la gazele naturale. O primă întrebare, ca probabil care și-o adresează și mulți cetățeni, dacă există un risc real ca la iarnă să rămânem fără gaze naturale? Da, într-adevăr, problema scumpirilor și respectiv și tarifelor la gaz, ultima perioadă, începând cu luna noiembrie de anul trecut și respectiv pe parcursul acestui an, deja am asistat la trei scumpiri, trei ajustări de tarife, dar primordial, evident, e vorba de securitatea energetică a țării și noi trebuie toți să lucrăm împreună, cu toți actorii pe piața energetică și aici, dacă nu este doar Moldovagaz, este și guvernul, este și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Toți împreună ca să avem, în primul rând, asigurat furnizarea gazelor naturale continuă în Republica Moldova. Lucru care încercăm să facem toți împreună. Și aici vreau să menționez că suntem în situația excepțională. Cunoașteți că Parlamentul a prelungit această perioadă și respectiv și pentru noi, pentru Moldovagaz, care în perioada de vară deja noi achiziționăm gaze naturale la altă modalitate, altă formulă comparativ cu ceea care este în perioada de iarnă, tot este complicat pentru că fiecare zi noi suntem martori la anumite evoluții dinamici pe piețele gazelor naturale, în special în Europa. Este un deficit destul de mare de gaze naturale, sunt în scădere furnizarea de gaze prin conducte și săptămâna trecută, prima dată pe parcursul mai multor ani, gazele lichefiate, care sunt transportate prin cargouri speciale, în Europa a depășit volumele de furnizare, a depășit gazele furnizate prin conducte. Dar pentru noi, pentru Republica Moldova, trebuie de menționat că sistemul, infrastructura gazieră este pregătită. Este pregătită că noi avem 4 puncte de interconectare. Noi putem primi gaze naturale ca țară, atât din România, Ucraina și prin conducta transbalcanică și respectiv suntem conectați, pot spune, și la anumite posibilități furnizarea gaz naturale prin culoarul sudic, așa numit culoarul de transport gaz naturale sudic. Asta ar însemna că riscul este foarte mic să rămânem fără gaze la iarnă? Eu cred că acest risc nu este. Evident, prima problemă care este și eu cred că trebuie să menționăm, e vorba despre resursa, de unde vom lua în cază dacă trebuie o alternativă și respectiv la ce preț. Din punct de vedere infrastructurii, situația care a fost în 2019, când era problema cu contractul de tranzit a gazelor rusești pe teritoriul Ucrainei, de fapt a fost o singură rută și atunci nu era construit gazoductul Ungheni-Chișinău, respectiv revers, așa numit revers, adică transportul gazelor în sens invers, prin culoarul transbalcanic, atunci era risc. Acum, la moment, gazoductul Ungheni-Chișinău este operațional. Două puncte de interconectare clasice care sunt nordul Alexeievka, care ne unesc cu Ucraina, Alexeievka la nord și Grebeniki în partea de est, raionul de est a țării, sunt operaționale, sunt punctele clasice și respectiv este conducta transbalcanică și putem primi gaze naturale în regim revers. Din punct de vedere infrastructurii, probleme nu sunt. Unica problemă, evident, trebuie să găsim această sursă, sursă care la preț convenabil. Dar eu totuși sunt convins că țara nu va rămâne fără gaze. Eu o să vreau să le luăm punctual, dar vreau să vă anunț și pe dumneavoastră și pe telespectatori că avem un televoting tradițional și întrebarea zilei de astăzi sună în felul următor. Dacă majorarea tarifului la gaz este motivată, transmiteți SMS cu cifra 1 pentru da și cifra 2 pentru nu la 3880 și pe parcursul emisiunii vom afișa rezultatele. Vorbind despre același lucru, dacă este motivată sau nu această majorare a tarifului la gazele naturale. Din câte știm, Moldovagaz a transmis sau a solicitat ANRE-ului să majoreze cu 45% prețul la gazele naturale. De ce, domnule Ceban, e nevoie de această majorare și e o majorare semnificativă, înțelegem?
Da, evident, noi înțelegem acest lucru. De fapt, deja putem presupune care vor fi rezultatele televoting-ului, pentru că toți telespectatorii vor vota și vor analiza această întrebare prin prisma veniturilor proprii. Poate asta o să-i convingeți dumneavoastră că, de fapt, există motive. Noi am văzut analiștii economici sau energetici care spun că există și riscul dacă nu va fi majorat tariful. Voi încerca să argumentez, cel puțin să ajut telespectatorilor noștri ca să înțeleagă și consumatorul. De fapt, avem 740.000 de consumatori toată țara. Să menționez anumite lucruri punctuale care sunt stat la bază și argumentele necesare pentru a adresa către regulator cu așa solicitare. Până în noiembrie anul trecut, Moldova Gaz, tradițional și conform contractului anterior, formula de calcul a prețului de achiziție a gazelor naturale era în așa fel că noi calculam prețul trimestrial. Deci era un preț care fiecare trimestru se baza pe un coș de petrolier, așa numit. Sunt două componente. Este vorba de gazoil și pecura. Și sunt două elemente care au stat la bază calculului prețului. Evident, când Andrei aproba tarifele, Andrei avea o previziune, și noi avem o previziune mai clară, mai exactă, care va fi evoluția acestui coș petrolier, care va fi, care la baza căruia stă în primul rând cotația la petrol, și respectiv era mai previzibil de prognozat. Însă, și această tendință, și vreau aici să menționez, tendința de trecere la piețele bursiere este la nivel de Uniunea Europeană și respectiv și noi suntem partea componentă a Tratatului Comunității Energetice și noi trebuie să implementăm pachetul 3 și noi trebuie să transpunem aceleași reguli care sunt în Uniunea Europeană. În noiembrie noi am schimbat formula în relație cu Gazprom. Atunci, data de 29 octombrie, am semnat un contract prin care am menționat că în perioada de iarnă, cum este începând cu octombrie până la 1 aprilie, noi avem o formulă prin care 70% din calculul prețului se bazează pe produsele petroliere, coșul produselor petroliere și 30% era vorba de cotațiile la bursa TTF, așa platforma TTF din Olanda. Perioada de vară, formula se schimba în sens invers. 30% coșul produselor petroliere și 70% platforma TTF. Evident, în această situație, prețurile se aprobă lunar. Și respectiv, pentru a aproba tariful, și pentru noi și pentru regulator este foarte dificil în situația când este o dinamică și este o volatilitate pe piață, foarte greu de prognozat care va fi prețul mediu anual, pentru că noi avem prețurile lunare. Și respectiv, asta este, a stat la bază, în primul rând, după calculele care au fost în noiembrie, când prima majorare a fost pe urmă ianuarie, cea mai mare pondere care influențează la moment, anume cotațiile acestea bursiere. Tendința de creștere a acestor prețuri, pentru că noi am văzut ultimii 10 ani, vara, prețurile bursiere nu creșteau, invers, scădeau. Și iarna, când consum mai mare, aceste prețuri creșteau. La moment, în 2021, începând cu luna aprilie, s-a inversat acest lucru. De ce? Pentru că s-a majorat consumul la nivel european. După relansarea economică, după perioada pandemică, relansarea economică crește prețul, crește consumul, respectiv asta a influențat creșterea prețurilor. Dar mai sunt și alți factori? Situația politică din regiune, războiul din regiune? Ajungem până în ce s-a întâmplat în 2022, eu vorbesc despre 2021 și aceste tendințe s-au manifestat în perioada anului trecut. Chiar când în așa situație noi n-am permis să fie majorat tariful, cel puțin am avut aceste rezerve în perioada de iarnă 2021, am acumulat aceste rezerve, plus în 2020 am depozitat anumite cantități gaze în Ucraina și asta ne-a ajutat într-un fel să nu majorăm aceste tarife care trebuia să fie majorate încă în aprilie anul trecut. În noiembrie prima majorare și atunci prețul era în jur de 450-470 dolari pentru 1000 de metri cubi. Acum suntem în situația când, în perioada de vară, când netradițional, din cauza că
crește consumul la nivel european, pentru că sunt necesare activități pentru injectare a gazelor naturale în depozitele subterane în Europa, crește consumul, crește cererea, respectiv acest lucru influențează din nou asupra prețului la gazele naturale. Dar acest lucru era așteptat în momentul în care Republica Moldova a renegociat contractul pe 5 ani. Nu putem să așteptăm la așa, vă spun cu toată certitudine, așteptările noastre erau în așa fel, că în perioada de aprilie până în octombrie, prețurile la TTF, la prețurile bursiere, nu vor avea o dinamică așa ascendentă cum au loc acum. Deci așa noi bazându-se pe o anumită istorie care a fost în perioada ultimilor 10 ani, noi n-am presupus, evident, e foarte imprevizibil să presupunem că așa va avea loc o evoluție. Dar cum putea fi prevenită situația? La etapa de negocieri, acest lucru putea fi, nu știu, menționat într-un anumit fel? Noi am făcut diferite scenarii, noi am calculat diferite scenarii, dar scenariul nostru care atunci, pentru că e foarte imprevizibil, noi nu puteam cunoaște ce va fi. Cunoaște ce a fost acolo. Nord Stream 2, adică problema cu punerea în funcțiune și certificarea acestui proiect. Plus incertitudine. Bine, acolo a fost înghețat acum proiectul. Deci a fost evident înghețat, înseamnă că respectiv a rămas doar Nord Stream 1. Nord Stream 2 nu e înghețat, nu a avut loc certificarea. Respectiv, volume suplimentare nu a apărut, anume volume de gaze prin conducte nu a apărut suplimentare în Europa. Gazele lichefiate care urma a fi direcționate din SUA sau din Qatar, din Alger către Uniunea Europeană, volumele acestor gaze nu au putut să acopere așa un deficit mare care derivă din cererea mare de gaze într-o perioadă foarte scurtă de timp. Și respectiv, începând cu februarie, cunoașteți situația geopolitică regională, războiul din Ucraina și acest lucru tot a influențat, inclusiv la destabilizarea situației pe piața gazelor naturale, pentru că incertitudine. Deci vorbim despre o țară de tranzit, cum este Ucraina, și țara de tranzit acum dacă Nord Stream 1 este în zicem, exploatarea tehnologică e oprit acum, se va opri pe anumită perioadă, deci rămâne doar teritoriul Ucrainei, este țara de tranzit care este în război. Și respectiv avem un furnizor de bază care acoperă până la 30-40% din consumul la nivel de Uniunea Europeană, cum este Gazprom. Evident, aceste lucruri au influențat subiectiv și la nivel de anumite speculații la cotațiile bursiere. Acest lucru nu poți prezice în perioada când noi eram în discuții asupra contractului, în perioada de octombrie. Deci, absolut, e imposibil acest lucru. Acum întrebarea, de ce 45%, domnule Ceva? Vă spun, ajung la anume de ce 45%. În ianuarie, când noi am propus majorarea tarifului, cunoașteți că a fost a doua majorare, în ianuarie prețul de achiziție a gazelor naturale care este introdus în tarif, pentru că asta este preț mediu anual, a fost $626. În aprilie, noi am avut și prețul $1200, aproape dublu. În mai prețul a fost în jur de $920. Acum, noi tot am spus că în iunie deja trebuie să avem sub 900, era prognoza noastră $870, avem prețul 980, anume 940 și acum 980. Pentru luna iulie. Deci, evident, diferența între $980 care noi vom cumpăra în iulie și cel preț care, zicem, 626 în ianuarie, dar acum Andrei a pus $696, diferența $280-$300, și asta este diferența încă la moment, reieșind din prețul real de achiziție. Ce va fi prețul în august, nimeni nu știe. Deci asta este diferența care noi trebuie de undeva să luăm. Nimeni nu ne creditează.
Evident, nu putem lua nici credit, nimeni nu ne amână plățile și respectiv unica soluție care noi trebuie să o implementăm și conform legii, încă o dată, nu ne bazăm pe anumite solicitări ale noastre care sunt luate din aer. Noi ne bazăm pe lege, ne bazăm pe contract care este semnat și respectiv având în vedere că trebuie să asigurăm continuu furnizarea gazelor naturale, pentru care trebuie să obținem anumite încăsări, să achităm cu furnizorul. Argumentarea este foarte simplă. Creșterea prețului de achiziție a gazelor naturale. Asta este argumentul de bază. Care este totuși probabilitatea că ANRE va accepta această majorare? Sau cu siguranță va accepta, trebuie să spunem acest lucru, dar dacă va rămâne la 45%? Nu, înțelegeți că aici deja eu nu pot răspunde pentru agenție în care va fi decizia agenției. Este un organ independent. Înțeleg și înțeleg foarte bine că nu totdeauna coincide tot ce propunem noi și deciziile care ia agenție. Dar cât va fi un minim, să ne imaginăm? Eu nu pot spune care va fi un minim. Eu pot răspunde despre cifrele care noi am prezentat la moment. Noi trebuie, în primul rând, să avem acoperirea costului real de achiziție a gazelor naturale. Asta este o sarcină de bază. Noi putem, ce putem face noi, ca să nu fie, zicem, să nu admitem o altă extremă când consumatorii nu pot achita. Și asta este o extremă foarte mare pe de altă parte. Noi vom solicita de la guvern sprijin în partea ce ține de comisia, atribuțiile Comisiei pentru Situații Excepționale, cum am solicitat în perioada de aprilie. Adică să compenseze parțial. Nu, să avem anumite amânări pentru plata anumitor impozite, cum este TVA la import. Dar asta suma nu este așa de mare pentru perioada de vară, pentru consum e mic. Dar asta tot nu e corect. Pentru că statul trebuie să obțină aceste venituri, noi trebuie să achităm la stat aceste impozite, pentru aceste impozite sunt destinate pentru plățile sociale, salarii, respectiv anumite plăți sociale către populație. Asta e una. A doua, noi am redus și așa cheltuielile. Noi, de fapt, nu finanțăm foarte multe cheltuieli în perioada de vară când este sezon și la noi, cum sezon de construcții. În rețele inginerești, infrastructura, întreținerea, exploatare. Noi nu achităm față de antreprenori, discutăm cu antreprenorii să nu ne taxeze prin instrumente de judecată, solicite achitarea prin judecată. De aceea noi facem anumite amânări de cheltuieli pentru perioadele următoare. Dar asta tot nu ne ajută. Pentru că, pe de altă parte, tot avem problema când trebuie să nu dă Doamne ceva să întâmple în infrastructura gazieră. De aceea, foarte important, pe de o parte, să întreținem sistemul, pe de altă parte, să achităm față de furnizorul de bază și, respectiv, să avem grijă și de consumatori, care veniturile cărora unor consumatori nu permit să achite aceste tarife, înțelegem. Dar varianta noastră era de una de compromis, ca să avem tarife sezoniere. Una pentru perioada de vară și a doua pentru perioada de iarnă. Altfel, transpunem formula aceea care este la noi în contract, transpunem metodologia ANRE-ului. Dar de făcut o medie, cum funcționează în unele state europene, când oamenii pot achita anul împrejur o anumită sumă, care cumva compensează perioada evident, de iarnă. Da, asta e modalitatea, există și astăzi. Fiecare consumator poate să adreseze și respectiv să prin cabinet personal poate să facă acest lucru. Printr-o cerere. Dar înțelegeți că majoritatea consumatorilor noștri nu sunt în stare. Ei n-au avut posibilitate nici la 10 lei unii să achite, nici la 16 lei, vorbind despre 20 de lei. Vă imaginați o să fie... O soluție, dar nu pentru majoritate, pentru 95% de consumatori care calculează fiecare ban, fiecare leu. Evident, este mai problematic. Dar aici tot trebuie să avem în calcul un lucru foarte important. Compensațiile care au fost oferite de către guvern, de către stat, au ajutat foarte mult compania Moldova Gas pentru a gestiona deficit de mijloace financiare, anume perioada până la perioada de 20 fiecare luni. Și aici vreau să mulțumesc anume și guvernul și ministerilor de resort care chiar ne-a susținut și Ministerul Finanțelor, și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, și Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, care este ministerul de bază, care coordonează. Și, într-adevăr, noi am avut acest sprijin ca să achităm la timp.
Pentru că atunci am lucrat în comun și acest lucru e important. Doar o clipă. Vorbind despre implicarea statului, noi știm că s-a implicat și aceste compensații, dar o să ajungem la ele. Vreau aici să vă întreb în legătură cu ANRE. În momentul în care, domnule Ciuban, nu vor fi acceptate aceste majorări cu 45%, dar să zicem cu 25%. Asta înseamnă că luna viitoare va mai exista o solicitare de la Moldova Gaz către ANRE ca totuși să se ajungă la această majorare de 45%, dar etapizat? Eu nu vreau să creez anumite așteptări eronate. Ca să spunem că totul va fi bine, dar pe urmă iarăși vom veni cu anumite solicitări. Noi vrem să rezolvăm această problemă. În primul rând, nu e vorba despre un consum mare în perioada de vară. Trebuie să înțelegem acest lucru. Unu. Al doilea, deficit de mijloace financiare care apare e gestionabil. Haideți să spunem, nu e perioada când achităm în ianuarie, cum a fost în ianuarie, am achitat peste 100 milioane de dolari către data de 20 ianuarie, atunci a fost 25 ianuarie că am închis. Vorba despre perioade când noi putem gestiona, inclusiv prin solicitare de la guvern, de la Comisie pentru Situații Excepționale, anumite amânări a plăților TVA la buget. E gestionabilă situația. Însă trebuie să fie o claritate ce vom face după. Pentru că noi trebuie să ne pregătim pentru perioada de iarnă la 1 octombrie. Iată, atunci când consum, când consum e mare, atunci vom, să nu intrăm în extrema cealaltă, când vom avea anumite riscuri și aceste riscuri sunt pertinente în partea celor de... Să punctăm aici, trecem la publicitate. Deci, dacă va fi acceptată această majorare cu 45%, cât vor achita cetățenii? După propunerea noastră, e vorba despre 23 de lei fără TVA, tarif mediu. Dar asta este solicitarea noastră. Ce soluții există pentru cetățeni și ce opțiune are Moldova Gaz, dar și statul? Discutăm după o scurtă pauză de publicitate. Doamnelor și domnilor, rămâneți alături de noi. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Da, băi, sărbici, ține jos, gata. Toți care au furat miliardul, toți, mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta e de la nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orchei, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de Start agende informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19, îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânei, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. În fiecare marți, de la 20:00, Freedom cu Dorin Galben. Doar la TV8. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя?
по субботам в 22:30. Подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8. Natalia Ghețu și în fiecare duminică de la ora 19 facem sinteza săptămânii. Îți arătăm realitatea așa cum este ea. Duminică, ora 19:00. Синтеза cu Natalia Ghețu. Непростые и поистине судьбоносные решения требуют весомых аргументов и исчерпывающих ответов. Итак, хочу начать, пожалуй, с главной темы. Радуюсь и плачу. Чтобы внести ясность в события минувших дней. Спасибо, правда, Молдавии за все, что сделали. Два слова буквально. В чем мы отстаем, с чем нам нужно еще справиться? Кто-то наживается, а мы беднеем. Кто на сегодняшний день выступает в роли этого щита? Все это шокирует, и я не знаю, как дальше жить. Смотрите программу «Альтернатива» с Юлией Будеч по средам в 20:00 на ТВ8. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Tot care au furat miliardul, toți mirușini, mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta se debate în locul lucrurilor. Nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orhei, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de start agenda informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19, îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânei, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. În fiecare marți, de la 20:00. Freedom cu Dorin Galben. Doar la ТВ8. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8. Natalia Ghețu și în fiecare duminică de la ora 9. Am revenit la Freedom. Vă reamintesc că astăzi discutăm cu domnul Vadim Ceban, președintele Consiliului de Administrație al Moldova Gaz, și totodată vă reamintesc că avem și o întrebare în cadrul televotingului, dacă majorarea tarifului la gaz este motivată. Întrebarea este afișată pe ecran. Transmiteți SMS cu cifra 1 pentru da și cifra 2 pentru nu la 3 de 8 0. Deja avem rezultatele votării. 25% spun că este motivată, domnule Ceban. Deci cumva sunt unii oameni care au intrat în esența explicației dumneavoastră, dar totuși
totuși majoritatea consideră că nu este motivată. E bine, oamenii pornesc de la ipoteză că au anumite venituri și ar trebui să le ajungă pentru achitare. Haideți să facem un exercițiu pe care l-am făcut și în pauză. Să ne imaginăm că avem o casă de 100 de metri pătrați și să ne imaginăm că ANRE-ul o să accepte această solicitare de majorare cu 45%. Ce ar însemna pe timp de iarnă să întreții o casă de 100 de metri pătrați? Achitarea gazului, în principiu, cum mai sunt și alte costuri, dar pentru gaz, cât va trebui să achite o familie? Dacă vorbim despre consum, e vorba despre și nivelul de temperatură în casă și respectiv aici sunt alți parametri, cum este nivelul de termoizolare a casei, adică anvelopa care este. Luăm 250 până la 350 de metri cubi, dacă la nivel temperatură 23 de grade, este mediul consumul lunar, evident cu termostatul, pentru că trebuie gestionat și consumul și depinde și de temperatura de afară. Dacă achitau 5.000-5.500 de lei, acum la moment poate să ajungă 8-9.000 de lei la așa un apartament sau casă care are 100 metri. Dacă încălzite, adică suprafața încălzită. Deci, practic, se dublează. E bine, da, un pic mai puțin. Da, dublează pentru că noi vorbim despre perioada iarnă. Iarna a fost un preț și, respectiv, deja suntem în... apropiem de toamnă și prețurile la bursă, vedeți, 1.800 de dolari. Și noi nu știm ce va fi perioada de august-septembrie. Noi vorbim despre solicitarea noastră de acum. La această etapă. Păi asta și zic. Care este probabilitatea că în toamnă prețurile vor fi și mai mari? Acum, la moment, sincer, chiar nu pot da nicio prognoză. Unicul lucru care pot spune că am văzut astăzi este un, nu știu, un semnal sau cel puțin am văzut scăderea bruscă a cotaților petrolului la marca Brent. Deja... Asta influențează cumva prețul la gaze? În viitor, da. Nu de moment, dar peste o anumită perioadă, pentru că noi avem așa un lag de timp, cam 6 luni, 9 luni, cred că imediat va fi și reflexie. Depinde dacă este semnul de recesiune la nivel global, înseamnă că urmează a fi anumită reflexie asupra coșului de produselor petroliere, cum este gazel sau pecora. Dar astea sunt presupuneri. Ei sunt presupuneri care eu cel puțin văd ce discută lumea economică sau lumea traderilor, încă la etapa, cel puțin la nivel de ultimele săptămâni, chiar începând de luna iunie. Dar trebuia cumva să fie așa o cotitură, pentru că toți vorbeau de recesiune, pentru că inflația foarte mare, creșterea prețurilor la produsele petroliere și produsele energetice sau la gaz și petrol și energie electrică, vedeți, prețul la energie electrică tot în Europa și la nivel global au crescut. Deci, cumva trebuia să fie așa un element de cotitură, că evident, cumva se influențează asupra cererii de consum. Nu știu dacă asta e element de recesiune, nu pot spune, pentru că sunt, poate fi de anumite mișcări de moment, dar dacă va fi o anumită ajustare a prețului la petrol, evident, acest lucru noi vom simți în perioada de iarnă, în partea ce ține de componenta produselor petroliere, pentru că 70% va fi din produsele petroliere, dar nu va fi acest efect imediat. Ce ține de piața gazelor la nivel de platformele bursiere europene, aici sunt două elemente. Primul element, care va fi cererea, pentru că cererea nu văd cum să scadă următoare perioadă, pentru că toate companiile, toate țările acum sunt preocupate cu injectarea în depozitele subterane de gaze. Deci fac rezerve. Fac rezerve, pregătesc pentru iarnă. Se pregătesc pentru iarnă. Să zicem că în perioada de vară o să fac rezerve, după aia nu mai iau, nu știu, capacitatea. Asta este un element fundamental sau factor care determină cel puțin încă creșterea sau
consumul, cererea la produsele, la gazele naturale. Dar sunt șanse că ar putea scădea prețul la un moment dat la gaz? Nu pot spune, pentru că e foarte imprevizibil. Sunt doi factori. În primul rând, una că se reduce, anume, am spus și la început, oferta de gaz din partea gazelor prin conducte, și nu este pe măsură de plină asigurată această sau satisfăcută această cerere prin gazele lichefiate, care vin din alte țări în Uniunea Europeană. Plus, astăzi ați văzut și noutatea este la o companie, una din companiile mari norvegiene, Equinor, au probleme cu, au probleme la nivel de salariați, că este o grevă și respectiv cum se înțeleagă între sindicate și respectiv patronate această problemă, cât va dura această problemă, că asta este tot un element care influențează asupra prețurilor cotaților bursiere. Vorbim și despre această componentă. Nu știm cum va fi, pentru că e foarte imprevizibil, dar eu nu văd, și am menționat acest lucru, că nu văd cum pentru 1 august să fie prețul mai mic. Pentru Republica Moldova, vorbim despre rezerve pentru iarnă. Da. Care sunt capacitățile aici la noi? Și în ce măsură Republica Moldova sau statul sau Moldova Gaz poate face rezerve în această perioadă când prețul este foarte mare? Noi putem face doar rezerve și rezerve doar în conducte. Dacă vorbim, noi nu avem rezervele sau depozitele subterane. Și în rezerve sau prin conducte tot nu avem, zicem, o capacitate nelimitată. Care este capacitatea? Pentru cât timp ne ajunge iarna? Noi acum am achiziționat în perioada de luna martie și un pic aprilie, în martie, a fost și în februarie am achiziționat o cantitate de gaze în valoare de 24,5 milioane metri cub, care am vândut la Energocom pentru depozitele statului. E vorba despre 24 milioane de metri cubi, ajunge pentru perioada lunii iulie, perioada de vară. Când consumul e foarte mic. Da, dar cel puțin pentru perioada de iarnă nu putem vorbi despre așa cantități. Perioada de iarnă, spunem că volumul de consum în august, undeva 32 milioane metri cubi, în luna septembrie 39 milioane metri cubi, în luna octombrie 69-70 milioane metri cubi, în luna noiembrie deodată 150, pe urmă decembrie 184 milioane metri cubi, în ianuarie 190-200 în dependență de temperatură și undeva deja începe a scădea, 150-160 în februarie și cam 130 în martie. Deci perioada între 1 octombrie până la 1 aprilie avem cam 650-700 milioane metri cubi volumul consumului în perioada aceasta. Și care este capacitatea de depozitare? Capacitatea de depozitare doar avem în Ucraina sau în România. În Ucraina, cred că din constrângerile războiului, cred că nu va fi posibil de injectat acolo, nu știu. Aici va decide guvernul, pentru că acest instrument financiar a fost contractat de către guvern și nu pot răspunde din numele guvernului și Energocomului, dar sunt capacități în România. Și cred că, până la 100 de milioane metri cubi, noi statul poate să depoziteze. Asta tot pentru... e foarte puțin, dacă... Da, dar cel puțin două luni, de exemplu, octombrie și septembrie, acoperă. Dar și mai mult de jumătate din luna noiembrie. Asta dar, în România, dar în conductele... Dar să înțelegeți că e vorba despre, așa să înțeleg, că în fond care are două componente. Una pentru rezerve, zicem 100 de milioane ca să avem rezervă, și rezerva asta nu înseamnă că dacă gata, s-a terminat. Rezerva o utilizează pentru perioada când se găsește alt furnizor, se găsește altă sursă și respectiv se contractează. Și pentru a doua parte, pentru contractare, pentru volumul consumului curent, am înțeles că este contractat din partea BERD-ului un împrumut de 200. Deci total 300 de milioane, 100 pentru rezerve și 200 pentru achiziționarea pe parcursul unei luni. Și acest lucru este binevenit din punct de vedere a securității energetice a statului și respectiv poate favoriza sau facilita, zicem, un fond de rulment pentru Energocom și pentru respectiv
consumatori ca să aibă gazele neîntrerupte. Noi nu avem foarte mult timp, dar am mai multe întrebări. Să luăm punctual pentru cetățeni, ca să înțelegem cum sau ce soluții există. Pentru că, evident, foarte mult prețul la gaz și trebuie să încercăm să găsim soluții. Deci, domnule Cebanu, cum ar putea cetățenii să se asigure din perioada de vară, spre exemplu, sau spre toamnă, ce ar trebui să facă? Izolăm casele, punem termostat. Ce soluții mai există pentru ca să micșorăm consumul sau, nu știu, să plătim mai puțin? În 2021, când în octombrie eu am prezentat anumite sfaturi pentru consumatori, am fost foarte dur criticat. Mai bine, domnul Cebanu, ocupați de lucrurile dumneavoastră, găsesc gaz mai ieftin, dar noi nu știm cum de economisit. Eu îmi asum aceste sfaturi și respectiv aceste replici, evident, și reacția consumatorilor e firească. Însă, la prima etapă și, evident, termostatul, unde este posibil de termoizolat blocul, unde este posibil depus pentru perioada și nu sunt așa utilaje scumpe, fie colectoare solare, fie panouri solare, dar nu toți pot, evident, să înțeleg acest lucru, dar acum, la moment, eu văd că este așa o cerere foarte mare pentru așa fel de dispozitive și, respectiv, temperatura prin casă, dacă e posibil depus termostatul și ajustat temperatura în dependență de, dacă nu sunt nimeni acasă, evident, nu e necesar că să fie 23 permanent. Ziua 14, seara 23 și respectiv noaptea mai puțin. Se recomandă să fii mai rece în casă. Da, în fine, pentru cei greu copii știți foarte bine că... Înțelegeți, recomandări universale sau magice, noi nu suntem magicieni care să oferim ceva soluții care de moment chiar... Asta oricum ar diminua un pic din cost, nu ar fi o reducere colosală? Eu cred că totuși mai avem încă rezerve în partea ce ține de consum, adică gestionarea consumului, evident aici și partea importantă trebuie să vină ca răspuns din partea cererii, așa numit răspuns, poate să vină din sectorul public, sectorul municipal, dar consumatorii casnici, cei care au venituri modeste, evident, ei cunosc foarte bine cum ce trebuie să facă. Asta deja un lucru care este în obiceiuri. Pentru că a fost perioade când în anii 90 a fost și mai complicat, când a fost întreruperi și energie electrică. Fără compensații din partea statului. Sunt cetățeni care n-ar putea efectiv ține, nu știu, cursul cheltuielilor. Eu cred că compensațiile trebuie să fie, opinia mea, trebuie să fie țintite. Statul trebuie să ofere compensații celor consumatori sau persoane socialmente vulnerabile. În opinia mea și acest lucru a fost discutat pe larg. Și așa am înțeles că deja este o inițiativă din partea guvernului în acest sens. Ce ține de, evident, aici politica de creștere a veniturilor, aici sunt două elemente care, pe o parte, trebuie oameni să câștige mai mult, pe de altă parte, cei care sunt cu venituri modeste, mici, care intră în categoria celor consumatori social vulnerabili, să primească compensații din partea statului. Asta statul, dar Moldova Gaz poate veni, nu știu, cu anumite prețuri preferențiale pentru familiile social vulnerabile? Mai înainte era metodologie, nu metodologie, era decizia, au fost deciziile agenției, ANRE-ului, care permiteau să oferim așa subvenții încrucișate, subvenții prin oferirea diferitor tarife diferențiate pentru consum până la 30 de metri cub, mai mult de 30 de metri cub și respectiv aceste tarife au fost mai mici comparativ cu cei care sunt cu consum mai mare. Acum, la moment, este practica europeană. ANRE-ul reglementează doar la nivel de presiune la care este conectat consumatorul, respectiv cel care consumă mai mult, cum este conectat la sistemul de transport sau cum este la presiunea înaltă sau presiunea medie, cum sunt agenții economici, la ei tariful mai mic. Pentru partea de componenta de tarif de distribuție, de întreținerea infrastructurii, este mai mic. Pentru consumatorii casnici, evident, tariful este mai mare. Dar aici trebuie să înțelegem și un element foarte,
foarte clar trebuie să fie și un element de solidaritate. Și să înțeleagă cei care cu venituri mai mari că totuși nu trebuie să obțină, cum a fost perioada sezonului precedent, compensațiile respective, pentru că... La toți erau la fel, nu contează de venituri. Da, haideți să mergem un pic mai departe, pentru că, ziceam, mai sunt câteva minute. Vorbim despre datornici. Sunt mulți moldoveni care nu achită la timp pentru consumul de gaze naturale. Care este numărul lor la această etapă și ce sumă ar trebui să încaseze Moldova Stat de la datornici? Moldova Gaz. Sunt mulți consumatori, pentru că numărul se schimbă fiecare zi. Noi dacă am avut la, vorbesc despre perioada 10 zile în urmă, haideți să luăm 10 zile în urmă, 123 de milioane de lei, undeva 90 ceva de milioane au fost consumatorii casnici, acum la moment avem 70 de milioane de lei, în jur de 70 de milioane de lei, deci consumatorii achită. Sunt diferite categorii de consumatori și sunt consumatori care au de la un leu și noi tot punem în categoria că datornic, dar sunt și consumatori care au și 30.000 de lei. Și cea mai interesant că cei care cu venituri modeste și venituri mai mici, relativ mai achită la timp și pensionarii achită la timp, dar cei care au acumulat datorii încă deja peste 5 luni, avem și așa consumatori care au case peste 200 de metri, nu ca 100, peste 200 de metri pătrați, au datorii 20-30 mii de lei și nu achită, dar casele valorează milioane. Evident, deci, probabil nici nu putem, și nu putem să deconectăm pe anume, nu este scopul nostru să deconectăm pe toți consumatorii. Dar haideți să explicăm cum funcționează asta. Deci, la etapa actuală, Moldova Gaz nu poate debranșa sau deconecta. Și nu putem debranșa și n-am debranșat pe nimeni. Și chiar invers, în perioada pandemică, chiar am luat decizia noi că nu debranșăm pe nimeni în perioada situației de urgență și nu am fost așa, noi prime am spus, am comunicat consumatorilor că nu deconectăm pentru că perioada pandemică a scăzut veniturile populației, mulți au rămas fără lucru sau au fost temporar inactivi. În cazul acesta, pentru perioada sau anul acesta, noi nu putem și iarna n-am avut acest scop, că în perioada de iarnă, zicem, deconectăm cei datornici. Însă, și exista și decizia comisiei excepționale exista. Plus, înțelegem că în perioada de iarnă și n-am procedat așa brusc. Dar când am văzut că totuși unii consumatori să nu supere nimeni, pe nimeni să nu supără, unii consumatori care parazitează, haideți așa spunem, care nu achită și având posibilitatea să achite, eu cred că aici trebuie să cumva să fim mai prudenți și asta și vorba despre solidaritate. Care este procedura de debranșare? Procedura este, deci, perioada de până la data de 10 a următoarei luni noi prezentăm factura. Consumatorul are 10 zile de achitare sau noi oferim pentru consumatori casnici chiar până la sfârșitul lunii, plus încă 10 zile. În total, vă spun, 40 de zile este destul că să achite. Asta e că nu putem deconecta. Mai mult de 40 de zile, noi deja acționăm, trebuie să acționăm, conform regulamentului agenției. Și de la 1 august va exista această posibilitate, da? Conform procedurii, da. Noi n-am deconectat pe consumatorii casnici, pe nimeni. Doar pe cei care încalcă condițiile tehnice. Sunt și așa consumatori care, de exemplu, au instalat anumite echipamente de utilizare. Există o sumă pentru care veți merge să-i debranșați? Nu, sau indiferent de sumă. Indiferent de o sumă, ne permite legea să procedăm. Doar un lucru vreau să menționez, că chiar astăzi am avut câteva întrebări și cazuri când consumatorii mi-au adresat că au posibilitate și vor să achite în tranșe până la întâi cei datornici. Vorbesc despre nu datorile curente care pentru luna iunie. Eu vorbesc despre cele 70 de milioane de lei consumatori casnici care au datorii. Și noi oferim posibilitatea să achite și în rate. Dar să achite până la întâi când
zicem, conform deciziei, deja expiră termenul de legal de care ne oferă posibilitatea de se deconectează. Adică dacă au 20.000 de lei, pot achita 5. Pot achita 5 pe parcursul unei săptămâni, ca să acumulăm acești bani, ca să achităm pentru consum de gaze. Și o să vedeți că există inițiativă și nu o să mergeți să debrașați. Nu și așa și tăcit aprobăm acest lucru. Noi și tăcit înțelegem că oamenii nu au posibilitatea să achită. Nu spunem o condiție că poftim achitat toată factura cum este descris. Dar să ne imaginăm că persoana a fost debrașată, procedura de reconectare, cât de complicată este și nevoie nu, de... Când achită, aici este doar element care noi trebuie să comunicăm cu consumatorii casnici și este dreptul nostru. Noi, în cazul acesta, de exemplu, dacă nu achitat, vom acționa în așa fel. Noi nu vom pune avansarea 100%. Și acest drept avem. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că înainte de a începe luna de consum, perioada de consum, se achită în avans, cum ați spus dumneavoastră, pentru perioadele de luna, în avans se achită și respectiv se consumă. Într-un fel, disciplinăm consumatorul. Dar înțelegem că foarte clar că nu vom merge pe această procedură pentru majoritatea consumatorilor. Încă două aspecte extrem de importante. Ce se întâmplă cu datoria pentru regiunea transnistreană? Există discuții și mișcări la acest subiect? Nimic, deocamdată nimic. Nimic, nicio schimbare în acest sens. Datoria Moldova Gaz pentru Gazprom, care este la această etapă? 709 milioane, în afară anumite sume de penalități, care noi acum suntem în etapă de coordonare. Datoria Moldova Gaz către statul Republica Moldova? 107 milioane lei în formă de TVA, în afară celor impozite curente care trebuie să achităm în dependență de data de achitare. Veți solicita... Nu pot spune, noi dacă vorbim despre 107 milioane de lei, tot și vrem să achităm la timp, pentru că sunt și nu-i corect când statul deja ne-a oferit acest răgaz și perioada de vacanță, zicem, 2 luni, și nu-i corect, nu-i abordarea corectă. Noi trebuie să executăm toate obligațiunile noastre față de stat, impozite, să achităm taxe la timp. Așa. Cât achită Moldova Gaz pentru sediu pe timp de iarnă? E destul de mare și destul de modern. Noi, de fapt, achităm chiria și în chiria este introdus prețul facturii. Nu știu... Deci variază ca la... Variază, dependență de... Variază. Angajații de la Moldova Gaz au anumite reduceri? Beneficii? Cum? Toți achită la timp și, în primul rând, urmăresc că toți achită primii și chiar în avans. Nu toți angajații, vorbesc despre personal de conducere. Am înțeles. Domnule președinte, mulțumim foarte mult pentru că ați venit astăzi aici. Eu sper că am reușit să răspundem la o bună parte dintre întrebările cetățenilor. Vă mai aștept cu mare plăcere și data viitoare. Deja urmează să urmărim împreună care vor fi evoluțiile pe piață. Doamnelor și domnilor, rămâneți alături de noi. Urmează cele două parte emisiunii unde discutăm despre subiecte de actualitate. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Da, băi, sărbici, ține jos, gata. Toți care au furat miliardul, toți, mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta se debate la 8 lucruri. Nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orhiei, Israel? Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de Start Agende Informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct. Evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii.
Iar duminică la ora 19 îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânii, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. În fiecare marți, de la 20:00, Freedom cu Dorin Galben. Doar la TV8. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8. Natalia Ghețu și în fiecare duminică de la ora 19 facem sinteza săptămânii. Îți arătăm realitatea așa cum este ea. Duminică, ora 19:00. Sinteza cu Natalia Ghețu. Непростые и поистине судьбоносные решения требуют весомых аргументов и исчерпывающих ответов. Итак, хочу начать, пожалуй, с главной темы. Радуюсь и плачу. Чтобы внести ясность в события минувших дней. Спасибо, правда, Молдавии, за все, что сделали. Два слова буквально. В чем мы отстаем, с чем нам нужно еще справиться? Кто-то наживается, а мы беднеем. Кто на сегодняшний день выступает в роли этого щита? Все это шокирует, и я не знаю, как дальше жить. Смотрите программу «Альтернатива» с Юлией Будеч по средам в 20:00 на ТВ8. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Тобой сердечь, ține jos, gata. Toți care au furat miliardul, toți mirușini, mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta se debate la o programe. Nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orchei, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de start agenda informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Am revenit la Freedom. În cele două ore discutăm cu expertul energetic și vicepreședintele Partidului Schimbării, domnul Sergiu Tofilat. Domnule Tofilat, bună seara și bine ați venit. Bună seara. Sper că ați apucat să urmăriți o parte din prima oră a emisiunii. Nu, din păcate nu. Doar, mă rog, cunosc. Bine, vă spun și dumneavoastră, dar și telespectatorilor care s-au conectat abia acum. Am discutat cu domnul Vadim Ceban, președintele Consiliului de Administrație Moldova Gaz, despre această solicitare către ANRE de a majora tariful la gaze cu 45% și dumnealui a și argumentat motivele care sunt, în special la bază stă prețul de achiziție a gazelor naturale de la furnizor, care e destul de mare și explicația ar fi că inclusiv țările din Uniunea Europeană fac rezerve și prețul a crescut pe piață. Avem și un televoting tradițional, o întrebare a zilei. Astăzi sună în felul următor, majorarea tarifului la gaze este motivată, da sau nu? Transmiteți SMS cu cifra 1 pentru da și cifra 2 pentru nu la 3 de 8 0. Avem și rezultatele după prima oră de votare, iată.
Doar 13% consideră că această majorare a tarifului este argumentată, chiar dacă am vorbit toată ora despre motivația solicitării, și 87% nu. Și aici înțelegem că cetățenii pornesc din prisma capacității de a achita. Exact. Și am făcut și un mic calcul cu domnul Ceban în prima oră și ne-a ieșit la o casă care are 100 de metri pătrați, ar ieși consumul de în jur de 9.000 de lei iarna, dacă tariful cam va fi acceptat. Metri cubi? Cam câți metri cubi? 250-300. Dacă va fi acceptat tariful respectiv cu o temperatură de 22-23 de grade. E bine. Eu reiez din consumul pe care l-am eu, apartamentul 69 de metri, 70 de metri pătrați, temperatura eu pun așa, am termostat, pun de la 7 până la 9 dimineața să încălzească până la 20 de grade, de la 9 și până la 7 seara îl pun la 17 grade și seara iară se încălzește până la ora 12 și la 20 de grade. Deci vorbim de un consum mediu 180-200 de metri cubi pe lună. Asta ceea ce am avut eu iarna asta. Și cât achitați? 2.500-3.000 de lei. Acum o să fie eu am scris cereri să mă refuz de compensație, pentru că sunt oameni care au nevoie mult mai mare de această compensație. Eu am venituri suficiente și pot să-mi permit. Și asta cred că e important să demonstrăm solidaritate față de populația care are venituri reduse. Suntem într-o situație destul de complicată. Păi iată, la această sumă pe care o achitați iarna, ea practic încă, nu știu, 1.500, sub 2.000 de lei o să mai adauge, dacă va fi acceptată majorarea de către ANRE. Dar vorbind despre motivație. Deci sunt nuanțe. Noi vara avem o formulă de preț și iarna e cu tot altă formulă de preț și cam în jumătate față de ceea ce este pe bursă. Și iarna ar trebui să-i plinească. Să explicăm acest lucru. Care este diferența? Da? Okay. Deci noi, după formula, după contractul actual, avem formula în felul următor. Cum se stabilește prețul de import a gazului? Începând cu 1 octombrie până la 31 martie, prețul se formează 70% reieșând din prețul la produsele petroliere, 30% reieșând din prețul gazului pe bursele europene, sau prețul spot. Da? 70 petrol, 30 spot. Evident că partea componentă care ține de petrol este mai ieftină. De ce noi iarna plătim un preț mai ieftin decât ceea ce este pe bursă? Vara, adică în perioada caldă, 1 aprilie, 30 septembrie, formula se inversează. 70% e prețul spot și 30% e prețul legat de petrol. De asta vara noi vedem un preț mult mai mare. Însă, pentru noi consumul vara, mai mic și nu se le simte atât de mult. Exact. Noi vara consumăm toată țara de 4 ori mai puțin decât iarna. Și iarna noi consumăm 80% din volum și vedem factura destul de mare. Vara noi consumăm doar 20% din tot volumul anual și asta mă refer pe toată țara, la casnici încă mai puțin. Și de ce vara facturile nu le simțim atât de mult? Așa, în momentul în care la această etapă va fi acceptată majorarea de către ANRE, cum va rămâne la iarnă? Oricum vom achita mai scump decât iarna precedentă. De pe 1 octombrie nu mă apuc să spun, dar da, sunt premize să credem că prețul va fi mai mare. Sunt premize. Chiar la concret putem să enumerăm câțiva factori. În doar ultimele două săptămâni, prețul gazului pe bursele europene s-a majorat de două ori, de la 1.000 și ceva de dolari, puțin peste 1.000 de dolari, la aproape 2.000. Iată, astăzi era 2.000 de dolari de metri cubi. Cauzele sunt mai multe. Prima și principala, Gazprom a redus practic de aproape 4 ori volumele de gaz care se vând în Uniunea Europeană. De a ce? Deconectat Bulgaria, pentru că acolo este un guvern care nu este atât de fidel Federației Ruse. Până la asta erau niște prieteni de-a Moscovei acolo și... Deci ca măsură de a pedepsi cetățenii bulgari, care au ales un guvern independent care să nu urmeze indicațiile Moscovei. Cam ceea ce se întâmplă și la noi. E un șantaj. Au stopat livrările de gaz în Polonia, care este cel mai aprig susținător al Ucrainei și respectiv promovează sancțiunile, îi ajută cu armament Ucraina și așa mai departe, ca să facă, să opună rezistență agresiunii militare a lui Putin în Ucraina. Gazprom a limitat livrările de gaz în Germania și în Italia. Deci pe gazoductul Nord Stream 1, Nord Stream 2 deja putem spune în cruci pe el,
Pe Nord Stream 1, livrările au scăzut la doar 40% din capacitate. Haideți să explicăm cu aceste Nord Stream-uri. Deci a fost pus pe pauză în momentul în care a început războiul Nord Stream 2, cel care făcea legătura cu Germania. Da, am să închei gândul și revenim la Nord Stream 2, la Severnul Potoc 2, cum îl mai cunoaște lumea. Deci pe Nord Stream 1, care este funcțional din 2009 și alimenta Germania, Italia, țările europene, volum anual de 55 de miliarde de metri cubi, la moment Gazprom transportă doar 40% din volume și pe 21 iulie va opri totalmente livrările pe câteva săptămâni, chipurile pentru reparații. Dar motivul invocat de Kremlin este că, iată, acolo s-au defectat câteva turbine care transportă gazul și ele sunt în reparație la Siemens în Canada și Canada a impus sancțiuni, nu le putem aduce și nu avem cum transporta. Și aici este un fals. Prin Ucraina, Gazprom are suficiente capacități cât pentru toată Europa. Așa? De ce nu tranzitați gaz prin Ucraina? Păi, este evident. Așa. Deci, dacă anul trecut Gazprom limita volumele de gaz spre UE, deci crea un deficit de gaz în Uniunea Europeană, care a condus la creșterea prețurilor, și ei spuneau că, uitați-vă, Putin, Kremlin, nu spunea foarte simplu, noi vedem volume suplimentare, prețul poate scoboare în jos, dar legalizați gazoductul Nord Stream 2, da? Ca noi să putem, Moscova să poată opri tranzitul de gaze prin Ucraina, să pedepsească Ucraina. Asta era scopul lor. Anul ăsta deja retorica e altfel, că noi, sau Moscova, poate da volume suplimentare în Europa dacă țările anulează sancțiunile împotriva Federației Ruse. Deci, acum, la moment, Kremlinul, prin intermediul Gazpromului, șantajează Uniunea Europeană. Ei cred că șantajează. Deci și asta o resimțim și noi. Deci, una din cauze, de ce noi vedem această creștere a prețurilor spot la gaz, una este că Gazprom a limitat volumele. Doi, cel mai mare furnizor acum de gaz în UE sunt companiile de gaz din Statele Unite. Deci ei, practic, la moment, livrează de două ori mai mult gaz decât Gazprom. Ceva timp în urmă, câteva săptămâni în urmă, a avut loc un incendiu la una din stațiile, din terminalele de export a gazului lichefiat în Statele Unite și, practic, volumele s-au redus cu 20% capacitățile de export. Deci mai puțin gaz ajunge în UE, prețurile cresc. Trei la mână, Franța, care practic 70% din energie electrică o produce de la centrale atomice. Aceste centrale sunt cam învechite și deseori iese din funcție. Și la moment mai multe centrale sunt ieșite din funcție și Franța e nevoit să recurgă la centralele care spic gaz, să ardă gaz, producă energie. Și prețurile la energie pur și simplu au explodat luna aceasta. Și azi, la moment, Franța plătește cam 700 de euro megawattul. De vreo 10 ori mai mult ca la noi. Așa. Deci toate acestea împreună, și plus la asta, evident, în perioada de vară, statele europene își creează rezerve de gaz. Deci pompează gaz în depozitele subterane. Noi vorbim de 110 miliarde de metri cubi capacitatea lor totală. Noi consumăm 1 miliard de metri cubi. Deci vă dați seama de volume. Și respectiv, toți acești factori cresc, împing prețul în sus. Așa, în principiu aici este clar. Vorbim despre aceste Nord Stream-uri, 1 și 2. Da. Înțelegem că motivul principal pentru care Nord Stream 2 nu a obținut certificarea finală și a fost pus pe pauză este începutul războiului. Absolut, da. Ce ar fi soluționat acest? Doar faptul că Rusia ar fi ocolit Ucraina? Iată, aici îmi deschid un grafic, ar să-l am. Deci, la moment există gazoducte care unesc Federația Rusă cu piața de gaz europeană, volumul lor total de transportare 272 de miliarde de metri cubi anual. Federația Rusă exportă în jur de 170-180 de miliarde de metri cubi, nu? S-a ajunge la 200. Anul trecut a fost puțin peste 140 de miliarde de metri cubi. Deci da, tu exporți 140 de miliarde de metri cubi, dar capacității existente sunt de 272. Pentru ce se mai trebuie gazoducte suplimentare? În 2014, după ce Putin a început războiul în Ucraina, în estul Ucrainei, a anexat Crimeea, ideea lui era, hai să construim două gazoducte care să ocolească Ucraina și să încetăm tranzitul de gaze prin Ucraina. Unul din gazoducte este Turk Stream, Turetski Potok, pe la sud, și a doilea este Nord Stream 2, pe la nord.
Iată toată ideea lui Kremlinului. Și ei vroiau să finalizeze aceste gazoducte până în 2019, până la finele anului, când expira contractul de tranzit prin Ucraina. Nu le-a reușit, au fost nevoiți să încheie un nou contract de tranzit prin Ucraina pe 5 ani de zile, drept că acolo au redus capacitatea doar la 45 de miliarde de metri cubi. Din totalul de 140 ceva, aproape 150 de miliarde cât le are Ucraina. Și în prezent, care este, iată, cât de mult a schimbat situația începutul războiului și evoluția într-o direcție negativă? Începutul războiului, primul lucru, țările din Uniunea Europeană au zis că ei nu mai vor să cumpere gaz și petrol de la Federația Rusă. Evident că nu pot să o faci imediat. Deci au început să impună sancțiuni pentru a plăti cât mai puțini bani lui Putin, ca el să aibă din ce finanța agresiunea sa militară împotriva Ucrainei. Evident că nu poți substitui un volum atât de mare de gaz imediat peste noapte. Deci asta durează în timp, va fi câțiva ani. Și iarăși, scopul sancțiunilor este să limiteze finanțarea pentru Putin, dar să nu dăuneze economiilor naționale. Sau, într-o măsură cât mai mică, să dăuneze, să afecteze economiile din Germania, Italia, Franța și așa mai departe. Respectiv, pe de o parte, noi vedem o scădere a cererii pentru produsele energetice a Federației Ruse. Pe lângă asta, sunt multe companii care, din propria inițiativă, încep a boicota, sau nu că încep, boicotează, nu mai vor să cumpere produse energetice din Rusia, în special petrol. Dar există alternative în prezent? Alternative, deci pe gaze, dacă vorbim de substituire fizică a volumelor, a crescut importul de gaz lichefiat, LNG, dar asta nu e unica măsură. Parțial sunt relansate centralele atomice, parțial unele țări au trecut pe centrale electrice pe cărbune, se implementează măsuri de a reduce consumul, știu, izolarea blocurilor, modernizarea sistemului de încălzire. Olanda, de pildă, a relansat extracția de gaz din regiunea Groningen, unde era închis această extracție pentru că aveau loc cutremuri, mă rog, cataclizme care afectau securitatea în regiune. Ei au decis că totuși vor continua pentru următorii cel puțin 2 ani. Norvegia a mărit extracția. Ok, sunt acolo am înțeles, dar pentru Republica Moldova ce alternative există? Pentru că există și acest gazoduct din România. Da, există. Doar că în România prețul încă e mai mare decât la bursele europene. Deci pe piața românească, iarna aceasta, nu știu din ce motiv s-a creat un deficit de gaz și ei plăteau cu vreo 5-10 euro la megawatt mai mult, adică vreo 60-70 de dolari la 1000 de metri cub, mai mult decât prețul spot pe bursa europeană. Deci nu este o alternativă viabilă pentru Republica. Tehnic, noi am fi putut lua iarna asta de România, numai că trebuie să plătim peste 1000 de dolari, 1000 de metri cubi. Dar acum, nu cred că noi putem să ne permitem așa un preț. Prețul inclusiv în România s-a majorat. Peste în toată regiunea, așa în Europa și în Asia, prețurile la gaz următorii 2-3 ani vor fi destul de mari. Deci prețuri ieftine nu vor exista până când, întrebare. Prețurile mari atrag noi jucători în piață. Deci există companii care se ocupă cu extracția gazului. În Africa, în Qatar, în Statele Unite, Australia și Egiptul, iată, Turcia acum începe extracția în Marea Mediterană, cine, Israelul și mai departe. Companiile când văd că îi pot vinde gazul la așa preț, îi vor să înceapă a extrage și să înceapă a aduce gaz lichefiat în Europa și în Asia. Numai că durează până tu începi a extrage, până când sunt construite noi vapoare care să transporte acest gaz, până când sunt construite noi terminale care să încarce vapoarele astea și să le descarce. Deci asta tot durează. Deci eu spun că următorii vreo 2 ani de zile ne vom confrunta cu un deficit de gaz și respectiv cu prețuri destul de înalte. Eu vreau să văd ce cred și cetățenii la acest subiect, da. În special cum văd soluția să se descurce după aceste majorări care cu siguranță urmează și nu este foarte clar ce se va întâmpla în pragul iernii. O să rog colegii din regie să afișeze pe ecran numărul de telefon unde cetățenii ne pot telefona în direct, să spună ce venituri au și în special cum planifică să mai achite pentru consumul de gaz în timpul apropiat. Aici, dacă îmi permiteți, un mic comentariu, spun așa, la întrebare. Deci, majorarea tariful la gaz este motivată sau nu este motivată? Eu cred că cetățenii răspund nu atât la întrebarea asta, cât la aceea, dar pot eu să-mi permit să achit facturile astea. Deci, asta cel mai tare îl preocupă pe cetățean. Ce înseamnă motivată sau nemotivat tariful?
Tariful nu poate fi mare sau mic, tariful trebuie să fie corect, să acopere toate cheltuielile. Asta înseamnă că trebuie să te așezi în fiecare cifră, să o înțelegi, dar de unde s-o luat ești, cât trebuie să fie. Asta nu are treabă cetățeanul de rând să se ocupe de asta. Explicați și dumneavoastră, dar deci, și directorul de la Moldova Gaz este motivată. Eu cred că întrebarea ar trebui schimbată, da, în sensul în care omul se poate spune, dar eu pot să-mi permit să plătesc factura asta sau nu? Asta, asta e cea mai mare preocupare. Okay. Okay. Poți să ai un tarif care e justificat, da, și el să fie 25-30 de lei sau 20 de lei. Tu ai acoperit cu tarif acoperi cheltuielile întreprinderii, dar problema n-a rezolvat-o. Dar ce soluție? Ce se întâmplă dacă oamenii nu pot plăti? Ce se întâmplă? Iată întrebare. Ce să facem? O să majoreze tarifele. Să zicem că o parte a cetățenilor o să-și permită să achite. Iată, dumneavoastră ați menționat că nu aveți nevoie de compensații. Mai dăm în jos temperatura, ne îmbrăcăm mai grosuți, da, dar evident, nu poți reduce la maxim, nu poți să stai fără încălzire, asta e prostie. Haideți să vedem ce spune domnul Igor din Chișinău, care este în legătură prin telefon. Domnule Igor, bună seara, ne auziți? Bună seara, vă aud și vreau să mai expun pe tema, dată foarte interesant. Vă rog. Adică vreau să înțelegem că cineva se îmbracă mai gros, poate nu are copii nici, dar când ai un copil mic nu poți să te îmbraci exact. Cu trei șube. A doilea punct, pe nimeni nu frământ cum Transnistria s-a chitit datoriile. Lasă acumulez datorii. Noi, Moldova nu are atâtea capacități să achite prețurile majorate să acopere salariile de sute de mii. Plus la toate, cineva un an în urmă spunea că prețul e mare, dar acum când au intrat în funcții personal și rudele în funcții, deja spune că prețul este argumentat. Aici tot nu este... Domnule Igor, noi vorbim inclusiv și despre datoria pentru regiunea transnistreană, dar și rolul autorităților. Dumneavoastră, personal, cum planificați să faceți față cheltuielilor? Cum să facem față? Suntem nevoiți să lucrăm fără concedii. Pentru luna de concediu să ne achităm datoriile acumulate și de nou să începem lucru non-stop, fără întrerupere. Dar haideți să facem un calcul. De exemplu, până acum, nu știu, aveați un venit în familie și iată, cu această majorare ați văzut și calculele domnului președinte a Moldova Gaz care au fost. Da, vă zic, salariul este 10.000, ce s-a ascuns și luna trecută, iarna trecută, dacă primeam 1.500 ca și cum din partea guvernului, dar tot din impozitele noastre, acum vor fi plus încă 2.000. Din 10.000 îți plătești 5.000 gazul, ca așa îți primești. Și dacă acum au fost 3.000, la iarnă să iei 5.000. Cu ce să mai hrănești copiii și să mai plătești și electricitatea? Dar dumneavoastră ați înțeles raționamentul. Iată, inclusiv și domnul Tofilat zice necesitatea de a majora tariful pentru că prețul de procurare s-a majorat la nivel internațional. Asta e doar jumătate din problemă. Asta nu da. Eu sunt de acord, plătesc 30 de lei pentru metru cub, dar știu că nu dau la Transnistria și știu că după la primăvară deja va fi o claritate în conflictul Transnistria. Am înțeles poziția dumneavoastră. Nici în stânga, nici în dreapta, ca și setele. Am înțeles. Mulțumim tare mult, domnule Igor. Domnule Tofilat, haideți să vedem punctual ce a zis telespectatorul nostru. Sunt două momente care vreau să le menționez. În primul rând, când ține de ajustare tarifelor, da? Deci, iarăși, tarifele nu pot fi mari sau mici, ele trebuie să fie corecte, să acopere costurile justificate. Punct. Dar noi ținem dar cumva asta, cont de veniturile cetățenilor. Dați-mi voi, vă rog să termin gândul până la capăt, pentru că e foarte important. Tarifele trebuie să acopere cheltuielile. Dacă nu ajustezi tariful, întreprinderea acumulează datorii și ești deconectat de la gaz sau nu-ți vinde nimeni energie electrică. Ajustând tarifele, ai rezolvat problema? Nu. De ce? Pentru că trebuie să te asiguri că consumatorul are din ce plăti acest tarif. Și? De asta spun, doar ajustarea tarifelor nu rezolvă problema. Da, întreprinderea își are tariful, acoperă cheltuielile, dar dacă omul nu ți achită, oricum acumulezi datorii. Aici deja intervine sau trebuie să intervină guvernul care să aloce compensații și iarăși, compensațiile trebuie să fie țintite. Nu este corect să dai compensații la toată lumea. Eu n-am nevoie de aceste compensații. Să plătesc eu cu 700 de lei mai mult sau mai puțin, pe mine asta nu tare mă afectează. Eu aș prefera ca acești bani să meargă la o familie vulnerabilă, la un pensionar, care să gândește, eu azi am să mănânc pâine de 5 lei sau de 7 lei. Pentru dânsul acești 700 de lei, o compensație enormă. Cu siguranță, iarna trecută, prețul se majorează, respectiv aceste compensații vor fi benefice, dar
până la urmă costul va fi enorm de mare. Salariile au rămas cam la nivelul de până la majorări. Uitați-vă. Deci, altă variantă. Deci, noi avem câteva opțiuni cum să trecem de această situație dificilă. Prima, să încercăm să reducem la maxim consumul cât putem. Dacă nu poți să stai în frig, e clar. Deci, îl mai reduci, nu știu, un 5-10%, la care și cum. Doi, altă variantă decât să alocăm compensații la consumatorii vulnerabili, nu avem. Iarăși, aici, bugetul tot nu este din cauciuc, ni rezinovii, cum spune moldovanul. Și trebuie să analizăm cui să dăm care are nevoie cel mai mult. Ok, mai vorbim despre asta. De asta spun că nu este vedem. Corect... Așteptați o clipă. Repet, nu este corect să dai compensații la toată lumea, dar iarna trecută, într-un timp foarte restrâns, trebuia să decizi cum aloci aceste compensații. Ceea ce... și aici ai de ales dintre o soluție foarte bună, foarte bine gândită, dar care îți ocupă timp până o implementezi, și nu reușești tu în noiembrie să începi sezonul de încălzire. Sau o soluție mai proastă, dar care poți să o implementezi imediat. Și de asta, iarna trecută, guvernul a mers pe compensare la toată lumea, între timp ca să aibă timp să elaboreze un alt mecanism. Haideți să-mi preluăm un apel telefonic. Haideți. Continuăm discuția la același subiect. Domnul Ion din Chișinău ne-a telefonat. Bună seara! Domnul Andrei, bună seara și domnul Tofilator, bună seara. Bună seara. Bun venit la aceste întrebări. Eu am să mă sferui repede și clar. Vă rog. Nu dau nicio propunere, numai atâta vă spun. Sunt mari hoții și salarii la întreprinderea Moldgaz, care eu numai țăram plouat și le știu eu o grămadă. Începiez de la salarii, tăiesc și fii salariul că la ești la alții. Nu îți primească sute de mii de lei. Una. Domnule Ion, să ne imaginăm că salariile celor de la Moldova Gaz vor fi micșorate, da? Și vor fi la nivelul celor care sunt în Republica Moldova medii. Asta credeți că ar soluționa problema? Veți achita mai puțin pentru gaze? Mai, îmi ce iertare. Mai adăug, ia lasă să înceapă și de la domnii parlamentari să reducă salariile. Și la toți ceilalți unde instituțiile care primesc sute de mii pe lună. Ia că e nevoie în toată țara, de la mic până la mare. Dumneavoastră ce salariu aveți? Eu sunt pensionier de 2450 de lei. Cum o să vă permiteți cu acești bani să achitați pentru gaze? Cum? O să vă spun cum. Avem copii care sunt după hotară și ei ne ajută. Altfel, e jale mare. Încă o dată, îmi cer iertare că eu vorbesc mult și nu trebuie de mine, sunt mulți care vor să merească la dumneavoastră. Un singur telefon numai la dumneavoastră este datorieri tare mulți în țară. Vă mulțumim, domnule Ion, pentru că ne-ați telefonat. Da, vom mai prelua și alte apeluri. Mulțumim pentru opiniile dumneavoastră. Domnule Tofilat, răspundem la, nu știu, nemulțumirile telespectatorului după o scurtă pauză de publicitate și continuăm discuția la același subiect. Doamnelor și domnilor, rămâneți alături de noi. Revenim în scurt timp. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Da, voi sărbici, ține jos și gata. Toți care au furat miliardul, toți mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta se debate în urmă programe. Nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orchei, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de start agenda informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine.
Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19 îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânii, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. În fiecare marți, de la 20:00, Freedom cu Dorin Galben. Doar la TV8. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8. Natalia Ghețu și în fiecare duminică de la ora 19 facem sinteza săptămânii. Îți arătăm realitatea așa cum este ea. Duminică, ora 19:00. Синтеза cu Natalia Ghețu. Непростые и поистине судьбоносные решения требуют весомых аргументов и исчерпывающих ответов. Итак, хочу начать, пожалуй, с главной темы. Радуюсь и плачу. Чтобы внести ясность в события минувших дней. Спасибо, правда, Молдавии за все, что сделали. Два слова буквально. В чем мы отстаем, с чем нам нужно еще справиться? Кто-то наживается, а мы беднеем. Кто на сегодняшний день выступает в роли этого щита? Все это шокирует, и я не знаю, как дальше жить. Смотрите программу «Альтернатива» с Юлией Будеч по средам в 20:00 на ТВ8. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Toți care au furat miliardul, toți mirușini. Am pus întrebări. Sunt deputați care nu se văd. Nu capul ei. Hai băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orhei, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de start agende informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19, îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânii, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. În fiecare marți, de la 20:00, Freedom cu Dorin Galben. Doar la TV8. Яркие события, о которых невозможно молчать.
Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлей Будич. Не пропустите на ТВ8. Am revenit la Freedom, continuăm discuția cu domnul Sergiu Tofilat, expert în energetică, despre scumpirile care urmează probabil la gaze sau noile scumpiri, domnule Tofilat. Ce metode ar fi să mai reducem din cheltuieli sau Moldova Gaz să mai reducă? Iată aici, haideți să lămurim telespectatorilor, dar cum în genere se formează aceste tarife? Dacă să luăm lucrurile foarte simplificat, așa ca să fie clar celor care ne privesc, tariful are două componente. Cât costă să importi gazul, adică costul de procurare a gazului, asta e cea mai mare parte din tarif, și cheltuielile ca să-l livrezi de la graniță până acasă la consumator. Costul de import a gazului, care e cea mai mare componentă, nu bun, și el e în dolari, înseamnă că mai punem și cursul leu-dolar. Asta nu depinde de noi. Da? Cu cât să-l vinde, cu atât ei. Nu vrei, duci și caută în altă parte, mai ieftin. Iată ceea ce ține de cheltuielile de livrare a gazului. Iată aici este strict frontul de lucru a autorităților din Republica Moldova și, în primul rând, ANRE-ul. Ce se include aici? Salariile, investițiile, recuperarea investițiilor, adică amortizarea, pierderile de gaz în rețele, diferite servicii, cheltuielile administrative și tot așa mai departe, ceea ce ține de întreprindere. Mare majoritatea lor se aprobă de ANRE odată la 5 ani. Se numesc costuri de bază, care țin de întreținerea gazoductelor în stare funcțională. Adică, indiferent dacă tu transporti prin ele gaz sau nu, ele trebuie să fie în stare funcțională dacă întâmplător mâine trebuie să le folosești. Aici, la acest capitol, la cheltuielile de livrare, noi am publicat cu domnul Șoitu un studiu despre fraudele de la Moldova Gaz, acum în 2019, septembrie, 3 ani în urmă. Și acolo am anunțit, cel puțin din informația pe care o deținem noi, care sunt aceste fraude. Vreau să menționez o parte din problemele pe care noi le-am evocat, pe parcursul acestor 3 ani au fost rezolvate. De pildă, eu fiind la președinție anul trecut, am scris un proiect de lege ca să nu admită includerea în tarif a uzurii care este formată în baza reevaluării activelor. Hai cumva să traducem la oameni ce înseamnă asta. Rău. Ce e asta uzură? Iată, e un gazoduct în care a investit de pildă 20 milioane de lei. Și el se exploatează 20 de ani. Înseamnă că în fiecare an trebuie să recuperezi câte 1 milion de lei ca în 20 de ani să recuperezi investiția. Iată, acest 1 milion de lei se numește uzură. Așa. Dar dacă întreprinderea face un raport de evaluare și spune că gazoductul, știți, el nu costă 20 de milioane, dar costă 100 de milioane, atunci în tarif, inclus uzură, nu 1 milion, dar 5. Da? Iată asta se numește uzura din reevaluare. A avut loc așa o schemă la Moldova Gaz în 2009. Și atunci, iată, prin astfel de șmecherie, au fost incluse în tarif peste 150 de milioane de lei anual. Iată, eu am făcut un proiect de lege ca să prevedem în legea gazelor faptul că nu se admite să incluzi în tarif astfel de cheltuieli. Pe 30 noiembrie 2021, acum jumate de an în urmă, ANRE a exclus aceste costuri din tarif. Și poftim, 150 de milioane de lei deja au fost eliminați din tarif. O altă schemă cu asigurarea rețelelor de gaz. Iată, dacă țineți minte, în 2015, când erau proteste masive și ANRE a majorat tarifele, după aia a zis că hai să facem audit la tarif, Una din scheme ținea de cheltuieli de asigurare a gazoductelor 90 de milioane de lei anual. Chiar domnul Ceban, venind la întreprindere în 2019, a oprit această schemă și a înaintat materiale la CNA. CNA a zis că da, nu-i problemă că s-o cheltuit 90 de milioane de lei. Deci acum întrebările noastre să fie către CNA, dar voi cu ce vă ocupați acolo? Hai să recuperăm banii și ieși, să întoarcem la întreprindere și să plătim o parte din datoria la gaz. Și ultimul lucru cu asta... Păstrați gândul ăsta ca să-l... Okay. Da, și să preluăm un apel telefonic. Domnul Valentin din Chișinău este în legătură prin telefon. Bună seara, ne auziți? Bună seara la toți! Bună seara! Domnule Valentin, cum veți face față noilor majorări de tarif la gazele naturale?
Eu nu am probleme cu tarifele la gaz. Aș vrea totuși să-i dau o întrebare domnului Tăpălaș și aș vrea să nu să nu se ascundă și să nu problema să răspundă la întrebare direct. Da, sigur. Deci, vă întreb următoarea întrebare. Doctor Hela, spuneți-mi, vă rog, cum această guvernare a reușit să negocieze gazul pentru regiunea ocupată, pentru regimul de ocupație, gratis, dar pentru noi la prețul care îl avem astăzi. Cum așa? Gazul gratis merge la termocentrala de la Cuciurgan, dar prețul energiei electrice se mărește fiecare lună. Cum e posibil așa? Am înțeles întrebarea, domnule Valentin. Mulțumim tare mult. Cu siguranță rămâneți... Da. Vă rog să răspundă. Da. Imediat răspunde domnul Tofilat. Mulțumim, o seară frumoasă. Vă rog, domnule Tofilat. Da. Ca să închei... Deci, gândul a treia. Da, cu cheltuielile. În afară de asta, tot anul trecut, ANRE a redus cheltuielile privind pierderile de gaze în rețelele de distribuție. Când transporti gaz din punctul A în punctul B, există niște pierderi, scurgeri și mai departe. Deci de la 37 de milioane de metri cubi anual la doar 22 de milioane de metri cubi. Și a făcut-o retroactiv începând cu anul 2010. Da, deci vorbim de sute de milioane de lei care au fost excluși din tarif, cheltuieli nejustificate. Așa, acum trecem la întrebarea care a fost formulată. Domnul Valentin. Da. În 94, da, dacă mi-amintesc eu bine, deci problema asta cu Transnistria nu e de azi și nu e de ieri, evident. În 94, pe noi, Moscova ne-a șantajat când a majorat prețul la gaz de la 38,5 dolari la 80. Deci Europa plătea 72 de dolari, asta inclusiv cheltuieli suplimentare să transporti gazul cel încolo. Noi plăteam cel mai mare preț la gaz din pe continentul european. Asta așa, relații frățești de la Moscova. Transnistria a încetat să plătească gazul. În rezultat, noi în doar un an am acumulat datorii de la 20 de milioane la aproape 300 de milioane. Din care vreo 100 de milioane erau datorie Transnistrie și încă vreo 100 penalități. Ca să rezolvi cumva să achite o parte din datorie, toate gazoductele magistrale care erau și pe teritoriul Transnistriei și pe teritoriul Moldovei au fost transmise în capitalul. Întâi era Gaznap Transit, pe urmă Moldova Gaz. Astfel, tot ce este pe teritoriul Transnistriei, gazoducte, sunt parte din Moldova Gaz, ca și cum filiala Moldova Gazului. Gazul care vine la noi în Republica Moldova, el întâi intră în Transnistria și după aia ajunge la noi. Energie electrică, 80% noi o procurăm de la această centrală din stânga Nistrului. Prima concluzie este următoarea, că încă în perioada sovietică, Moscova special a construit toată infrastructura energetică cea mai importantă pe malul stânga, pe noi să ne țină, să ne șantajeze. Abia în 2019, s-a reușit modernizarea gazoductului transbalcanic ca noi să putem lua gaz din altă parte, din sud, spre România, Bulgaria. Primul pas mare, enorm, pentru securizarea independenței energetice. Ca să răspundem la întrebare domnului Valentin. Nu e așa de simplu. Dacă vrea să ascult, eu le răspund. Pentru că e mult, nu e așa, e spus o frază și gata. E situația destul de complicată. Probleme 30 de ani acumulate și într-o minută n-ai cum să le lămurești. A doilea pas major. Octombrie anul trecut. A fost dat în exploatare gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău. Putem lua gaz din România, din Uniunea Europeană. Astăzi, tehnic să aduci gaz din altă parte decât la ruși, nicio problemă. Poți să le iei de unde vrei din lume. Problema e în preț. Așa, asta e una. Doi, pe partea de energie, un mare pas înainte a fost făcut acum în martie, pe 16 martie, când Republica Moldova, Ucraina, inclusiv regiunea transnistriană, ne-am sincronizat cu rețeaua electrică europeană, adică suntem deja pe aceeași frecvență și au loc fluxuri de energie dintr-un sistem în altul. Deci noi putem azi importa o parte din energie din România, drept că mai este nevoie de linii electrice suplimentare. Prima e Chișinău-Vulcănești-Sacce. Problema e că, pe de o parte, prețul energiei în România e de 5, aproape 6 ori mai mare decât ceea ce plătim noi acum. Și a doua, linia existentă de 400 de kV, care vine din România, ea e conectată cu Moldavska Gres, din stânga Nistrului. Haideți să concluzionăm aici. Să concluzionăm. Deci, problema cu regiunea transnistriană cu livrări de gaz, ea poate fi soluționată, dar asta durează în timp sau asta va fi destul de dureros. Hai să simulăm. Iată, noi mâine spunem că nu le mai dăm gaz pe geabă.
În primul rând, acolo va avea loc o criză umanitară. Deci la dânsi bugetul se formează din acest gaz care vine gratuit și e vândut cui? La cei care face energie electrică și o exportă, și el care produce metal și o exportă. Iată, jumătate din bugetul lor e format din asta. Deci bugetul scade în jumătate. Doi, tarifele lor la gaz și electricitate cresc de 30-40 de ori. Deci noi trebuie să fim pregătiți de un val de migranți din regiunea Transnistriană. Oamenii acolo n-o să aibă ce mânca. Înseamnă că noi, dacă suntem pregătiți de așa un scenariu, haideți să vedem cât asta ne costă, cât ne... Și atunci nici o problemă, nu mai luăm, nu le mai livrăm gaz pe datorie. Am înțeles, aici trebuie o emisiune separată la subiectul ăsta. Exact, da, deci... Haideți să mai un apel telefonic, după aia urmărim. Ele trebuie coordonate, vă dați seama, și cu Ucraina și cu... Vreau să reușim astăzi să facem tot ce ne-am propus. Mai preluăm un apel telefonic, după care o să urmărim un reportaj realizat de cei de la watchdog.media. Avem legătura prin telefon cu domnul Victor din Ialoveni. Bună seara! Bună seara! Domnule Victor, discutăm despre posibile scumpiri sau posibile care cu siguranță vor avea loc. Nu este foarte clar cât de mult se va scumpi gazul în timpul apropiat. Ce părere aveți despre subiectul pe care îl discutăm astăzi? Bună seara, încă o dată. Vă ascult tari des, vă urmăresc, îmi place misiunii care vă felicit cu 5 ani la... Mulțumim. Dumneavoastră. Și am o întrebare pentru domnul Tăfelat, să pe urmă vă să dau o îndrumare. Domnul Tăfelat, bună seara. Bună seara. Așa întrebare. Dumneavoastră mă știe, a spus că pe gazoduct Iași, Ungheni, Chișinău. Da. Va fi gaz anul ăsta, Dorinu. El deja a fost dat în exploatare în octombrie anul trecut. Vine gaz conducta asta ori nu? Nu. Acolo e mult mai scump decât ce cumpărăm noi. Bine, dar deși vă vărât Moldova noastră atâta bază în gazoductul ăsta, dacă nu vine gaz. Ca să nu depindem de Gazprom și în caz dacă ne întorc mâinile, ne sușesc mâinile, să putem lua din altă parte. De altă parte. Bine. Da. Din Ruvende, alături, deci privesc, mă uit. Poporul înțelege în satele de pătate, la iarnă, cu o smingheță de frig, mai ales familiile care au copii mulți. Bine, riscul ăsta e mic, domnule Victor, a spus și președintele de la Moldova Gaz, că vor exista, da, ca să rămânem fără gaz la iarnă, e foarte mic riscul ăsta. Și mai ales că avem alternativă. Și îndrumarea pe care ați avut-o, ați zis că mai aveți o îndrumare pentru cetățenii. Mare, domnul Felat, vă rog frumos, am votat partidul la putere care. Am uitat în Maia Sandu. Eu sunt născut în raionul Felest, aproape de satul Risipel. Am avut așa mare încredere în doamna Maia Sandu și în guvernul ăsta care a venit la putere. Vârâ țara în glot cu totul, cu totul. Nu v-ați înțeles de asta, vreunul? Domnul Tofilat nu este la guvernare. El este vicepreședintele unui partid din afara Parlamentului. Eu înțeleg, dar el e aproape de oamenii ăștia care au puteri, iată, și să-i schidă ochii pe un țăran simplu, să-l primească la audiere, la parlament, ori la președinție. Domnule Victor, eu sunt sigur că dacă ați solicita să mergeți la audiere, la parlament sau la președinție, ar exista posibilitatea să... Domnul Victor, dar poți să vă întreb și eu ceva? Poftim. Dacă noi mâine punem de pildă alt guvern, credeți că prețurile o să duc în jos? Iată, la carburanți, la gaz, la electricitate. Dumneavoastră, credeți în asta? Credeți? Eu tare mă bucur. Adică, dumneavoastră vreți să spuneți că guvernul... Banul trebuie dat jos de la Moldova Gaz, în primul rând. Și să facem? N-am înțeles. Fii domnul Ciobanu de la Moldova Gaz, jos și judecat. Și de la asta se duc în jos prețul la gaz. Eu corect înțeleg? Nu, de la asta e început. Am înțeles, domnul Victor, mulțumim tare mult. În principiu e clar, acum și o să răspundă domnul Tofilat, să fiți atenți la foarte această explicație. Nu. Deci, domnule Tofilat, dacă se schimbă guvernarea, dacă această guvernare cade, prețurile... Uitați-vă, noi putem pune cel mai bun guvern din lume, adică, haideți așa, toată Uniunea Europeană nu poate da jos prețul la gaz, la energie, la petrol, dar ia că dacă noi îți votăm aici un guvern la Chișinău, gata, prețurile îți duc în jos. Nu, stai prostie. Nu, hai să fim serioși. Nu, lumea e indusă în eroare. Deci ce trebuie să înțelegem noi? Aceste prețuri majorate se datorează
la ceea ce face Putin în Ucraina și faptul că el încearcă să șantajeze Uniunea Europeană. Deci trebuie să-i spunem mulțumesc lui Putin pentru despre acest prețul ce face Putin enorm. În Ucraina, domnule Tofilat și telespectatorii, vreau să urmărim împreună un reportaj realizat de colegii dumneavoastră de la Watchdog despre știrile false sau așa numitele fake news-uri care circulă în ultima perioadă în legătură cu războiul din Ucraina. Haideți să urmărim reportajul, după care revenim și facem concluziile seriei. И осознанно принимаю гражданство Российской Федерации и клянусь. Ucrainenii din regiunile ocupate sunt forțați să accepte cetățenia rusă sau deportarea în Rusia pentru a scăpa de calvar. După 4 luni de bombardamente, asedii și foamete, oamenii fac orice pentru a supraviețui. Propaganda Kremlinului îi prezintă pe acești oameni drept dornici de venirea Rusiei. În Mariupol, oraș din care au rămas practic doar ruinele și movile de cadavre care reprezintă un risc de holeră și alte boli, oamenilor nu li se permite să se evacueze în Ucraina. Rusia le oferă un singur bilet de supraviețuire. На этом етапі дальше людям опять же будут предлагать условный вариант: или ты едешь на Дальний Восток вообще бесправный, или ты вот сейчас получаешь там заполняешь документы, получаешь российский паспорт, и ты на территории России вольная птица, только отдай украинский паспорт. Ну, выбор очевиден для абсолютного большинства людей. Pe 11 iunie, presa controlată de Kremlin anunța că tocmai 23 de locuitori din Herson au primit pașapoarte rusești. 23 de oameni, dintr-o regiune care avea aproximativ 1 milion de locuitori la începutul invaziei ruse. Кілька колаборантів та люди з їхнього оточення. Що ж, це більше схоже не на чергу за паспортами, а на намагання отримати квиток, щоб втекти. În scurt timp, propaganda rusă a început să difuzeze imagini cu ucraineni care chipurile stau la rând pentru pașapoartele rusești. Один из центров Мелитополя, где принимают документы на получение российского паспорта, люди приходят с самого утра, и вот такая очередь здесь только на то, чтобы попасть в список на прием. Ce-i drept, mărturiile doritorilor de pașapoarte rusești nu arată mereu convingător. После двоих раздумий и совещаний решили подать заявление о получении гражданства Российской Федерации. Мы хотим жить в свободной новой стране. На территории Херсона, чтобы мы были уверены в завтрашнем дне. И на сегодняшний день здесь, на территории Херсона, это обеспечивает только военная администрация. Autoritățile locale legitime spun totuși că majoritatea dintre oamenii care depun dosarele pentru cetățenia rusă sunt șantajați de la locul de muncă. Угрожая тем, что тот, кто не напишет это заявление, отправится в подвал, тот, кто напишет, будет спокойно работать и получать зарплату. Пашапортизарea forțată a populației din regiunile ocupate nu e doar o muniție pentru propaganda rusă. Moscova a început să le dea cetățenie rusă locuitorilor din Donbasul controlat de separatiști încă în 2019, pregătind astfel terenul pentru integrarea mai aprofundată a celor două teritorii ocupate în sistemul administrativ rus. Administrația de la Kiev vede în acest proces un prim pas către anexarea permanentă a acestor regiuni de către regimul de la Kremlin. Pașapoartele cu desila vin la pachet cu limba rusă și istoria Rusiei în școli. Canalele rusești în loc de cele ucrainene la televizor și rubla rusească în loc de hrivne. Am revenit în platou. Domnule Tofilat, acest reportaj a fost realizat de colegii noastre de la Watchdog. Metodă de propagandă, manipulare, care se întâmplă de când a început acest război. Este și un război informațional. Ce ar trebui să știe cetățenii Republicii Moldova, care văd probabil asemenea materiale pe internet și cred că este adevărat că cetățenii ucraineni stau în rând după pașapoarte rusești. Bugetul pentru manipularea, pentru propaganda rusă a fost majorat de câteva ori
deci înmulțiți la 3, la 4, doar câțiva ani, cu un singur scop. Să mintă populația, să le spună că totul e bine și suntem înconjurați de dușmani și numai pe Putin trebuie să-l susținem. Scopul care? Ca acest individ să rămână la putere, că toți prietenii lui s-au făcut multimiliardari în dolari în perioada în care, în 22 de ani, de când el se află la guvernare și cetățenii acolo, practic, supraviețuiesc. Unde nu există drepturile omului și unde poți fi pus ani grei, poți fi pus la pușcărie doar pentru o postare pe Facebook. Deci el încearcă să ascundă aceste lucruri de la cetățeni și să-i mintă. Deci Putin vă crede, încearcă să ne creadă că noi suntem proști. Noi trebuie să închidem și ca să nu mă cert cei din regie, foarte scurt, motorina continuă să se ieftinească, iar benzina se scumpește. Asta ce ar trebui să ne spună? Sau totuși este o situație de moment? Scurt, foarte iarăși scurt. Noi pe scurt, noi aici scurt nu o să facem o emisiune separată. Câteva teze, deci iarăși embargoul la petrolul rusesc, cumperi din altă parte, deficit, prețul îți duc în sus. Cu motorina, în afară de faptul că se scumpește petrolul, pe motorin în particular este situație deosebită cu războiul din Ucraina. Se consumă mai mult, au fost distruse depozitele și uzinile de prelucrare a petrolului și de fabricare a motorinii. Deci pe motorină deficit și mai mare, prețurile sunt încă mai mari. Următorii 2 ani nu o să ne așteptăm la prețuri mici. Asta ceea ce pot eu. O să facem o emisiune separată la acest subiect, domnule Toflat. Mulțumesc tare mult că ați venit astăzi și pentru explicațiile pe care le-ați oferit telespectatorilor. Vă aștept cu mare plăcere și data viitoare. Doamnele și domnilor, haideți să vedem rezultatele televotingului de astăzi, dacă majorarea tarifului la gaz este motivată. 28% dintre cei care au votat consideră că da, 72% consideră că nu, dar am vorbit și despre această întrebare care... În fiecare o percepe prin prisma propriilor venituri. Noi vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Vreau să vă spun că acest sondaj este un sondaj, nu este un sondaj sociologic și nu este reprezentativ. Dacă vreți să vedeți care sunt condițiile și regulamentul, îl găsiți pe pagina de Facebook Freedom cu Dorin Galben. Eu vă aștept deja joi la o ediție specială a emisiunii Freedom. Să aveți o seară cât mai frumoasă și pe curând!